UBT are acum 8 jucători străini în lot după sosirea lui Jalen Jones. Regulamentul campionatului intern permite însă doar 7 străini, astfel că este foarte probabil ca echipa clujană să se despartă de unul dintre ei după ce recent a renunțat la Jordan Taylor. Nou venitul Jalen Jones a evoluat ultima dată la Hapoel Haifa în Israel. Anterior, el a jucat în Euroliga la Baskonia, dar și la adversara din Eurocup a celor de la UBT, JL Burg. Jones are în palmares și 32 de meciuri în NBA.